Mare atenție la Facebook. Cercetătorii afirmă că platforma de socializare poate duce la dependență, anxietate, violență sau frică. Dacă deveniți irascibili atunci când nu puteți să intrați pe Facebook, acesta este primul simptom că ceva nu este în regulă, relatează gadgetreport.ro. Oamenii de știință de la Universitatea din Bergen, Norvegia, au realizat un studiu la care au invitat 20 de studenți pentru a afla care este atitudinea lor față de Facebook. În cadrul experimentului acestora le-au fost prezentate mai multe imagini pe care trebuiau să le asocieze cu anumite stări prin apăsarea unui buton. În urma testelor s-a descoperit că cei care au apăsat butonul în momentul în care au văzut imagini asociate cu site-ul Facebook au fost tot aceia care au obținut rezultate foarte mari în cadrul testelor de dependență față de site-ul de socializare. Potrivit experților, rezultatele arată că imaginile asociate cu Facebook activează acele zone de la nivelul creierului responsabile de comportamentul compulsiv. Dependența față de tehnologie are același efect asupra creierului nostru ca și dependența față de substanțele halucinogene sau pariuri. Este concluzia cercetătorilor norvegieni, care spun că acest proces are loc în mod similar la persoanele dependente de cocaină. Dacă deveniți irascibili atunci când nu aveți semnal de internet, este primul simptom că ceva nu este în regulă. Potrivit unui alt studiu realizat de experți de la Universitatea din Chicago, verificarea rețelelor sociale pentru statusuri, tweet-uri, fotografii sau comentarii reprezintă o tentație cel puțin la fel de puternică precum sexul sau nevoia de a fuma. Tentația rețelelor sociale este însă mult mai greu de rezistat și asta pentru că acestea sunt disponibile în orice moment prin intermediul unui smartphone, au afirmat aceștia. Un sondaj de opinie arăta că foarte mulți utilizatori se loghează pe Facebook imediat ce și-au pornit computerele sau telefoanele, iar acest comportament s-ar putea transforma în dependență. 85% dintre utilizatorii de internet au spus că folosesc Facebook-ul în fiecare zi. Jumătate dintre ei consideră că nu se simt stăpân pe situație dacă nu se conectează pe Facebook, iar 25% dintre ei spun că se simt neliniștiți și nesiguri pe ei dacă nu intră cu regularitate pe acest site.